liniștește, spune. Bine, în primul rând mă neliniștește ce faci după matinal de nu ai niciun cearcă. Mă așteptam așa să te văd neagră pe la ochi, sinceră să fiu. E, mai folosim și noi make-up, mai o mască de hidratare, dar cu toate astea încerc pe cât posibil să mă odihnesc. După emisiune, dacă prind măcar o oră de somn, profit din plin de ea, pentru că altfel, crede-mă, mai vedea la evenimente și peste tot așa cu cearcănele. Deci ajungi acasă și bagi un pic somn. Da, încerc pe cât posibil, pentru că de obicei adorm la 12 noaptea și mă trezesc la 4 dimineața, deci doar 4 ore pe noapte nu mi-ajung. În zilele tale bune la 4 dimineața veneai acasă de la club. Acum la 4 se te trezesc să te duci. Se întâmpla în studenție cu siguranță la 4 dimineața, încă să fiu pe poziție. Acum am cu totul un alt program, dar nu mă plâng pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și ți-am spus, încerc pe cât posibil din când în când să mai pișc așa o oră de somn. Dar zi-mi, erai la un punct să nu să întârzi? Că la început programul ăsta n-a fost fix pentru tine. Adică să fim serios, cine la 20 de ani, la 20 de ani, se trezește la 4 dimineața să meargă la job? Și punem ceasul de la 3 să sune din 10 în 10 minute sau nu mai dormim de multe ori? Am noroc de faptul că la 20 de ani, cum zici tu, aveam un job care mă punea să mă trezesc la 3 dimineața. Și atunci cumva mie în sânge treaba asta cu trezitul, dar mă asigur de fiecare dată că mama este cea care își pune ceasul la 4 fără un sfert și mă tot sună ca până la 4 să fiu gata de misiune, cum s-ar spune. Deci adio telefonul pe silent în momentul de față. Nu există așa ceva. În jobul ăsta nu prea poți să-ți lași telefonul pe silent. Singurul moment în care pun telefonul pe silent este în timpul acelei ore de după emisiune, pentru că la emisiune noi suntem foarte jovial, foarte activi, ne place foarte mult să râdem, să glumim, să oferim oamenilor de acasă energie și asta te seacă pe tine de energie și atunci ai nevoie puțin să te refaci. Frumusețea unui matinal, lăsând la o parte că e destul de obositor, frumusețea este că poți după aia toată ziua liberă să poți să faci absolut ce-ți dorești. Și vreau să te întreb, că la asta vroiam, cu asta vroiam să încep, când, Doamne iartă-mă, scoți albumul ăla? Pentru că ne-ai dat așa la Bravo Estil, ne-ai dat o porție din tine, ai arătat cât de bine știi să cânti, cât de frumos cânti, ai venit și cu o piesă și după aia ai dispărut. Păi ce facem? Nu am dispărut nicăieri, sunt în fiecare zi pe micile ecrane și cumva asta mă consumă destul de mult. Le iau treptat. Acum mă concentrez foarte mult pe acest proiect. Sper din suflet să mă obișnuiesc cu acest ritm, cu trezitul de dimineață și în așa fel încât pe timpul zilei să pot să-mi văd de cântări și de pasiunea asta pe care am lăsat-o cumva așa deoparte. Promit că o să mă țin de cuvânt și că o să scot o piesă, o să scot un clip, doar că îmi dau seama că e foarte multă muncă în spate. Nu mi-aș dori să vin cu un produs de care să nu fiu 100% mulțumită sau cu o piesă pe care să nu o simt. Și atunci nu vreau să mă grăbesc. Și că e și păcat, pentru că tu în toată cariera ta, de când te-ai mutat la București, ai făcut televiziune, iar asta te-a îndepărtat oarecum puțin de pasiunea către muzică. Și e păcat acum, știi, mai ales că ai timp, haide, că de dimineață, cine se te trezește de dimineață? E un mit treaba asta cu matinalul și apoi toată ziua liberă, pentru că nu vă închipuiți că după ora 10, când s-au închis camerele de luat vederi, noi plecăm acasă direct. Petrecem destul de mult timp în redacție cu toată echipa, pentru că trebuie să pregătim emisiunea de a doua zi, mai avem alte filmări, ședințe foto, tot felul de activități care țin de acest domeniu și până ajung acasă durează destul de mult. Măcar mai cântă și tu în emisiune. Ai cântat! Să fiți cu ochii pe dimineața cu noi de luni până vineri de la 8, pentru că s-a întâmplat de multe ori să le cânt băieților, să-i încânt așa de dimineață, cu o voce de privighetoare, vă dați seama, la 8 dimineața, neîncălzită, chiar i-am impresionat.